Dezafectată în urmă cu aproximativ 2 ani și mutată într-un centru comercial, Biblioteca Județeană de pe Bulevardul Unirii va intra într-un amplu proces de reabilitare. Lucrările au fost întârziate până acum deoarece, datorită statutului său de clădire de patrimoniu, a fost nevoie de un lung șir de avize și autorizații. În prezent, documentația este completă, iar muncitorii pot începe să lucreze. Am făcut toate diligențele, tot ce trebuia făcute, lucrurile premergătoare, v-am zis, lucrurile au niște cutume și există o birocrație și la nivel de Europa. Am obținut autorizația de construcție săptămâna trecută. Consolidarea clădirii bibliotecii era imperios necesară, pentru că specialiștii au constatat că era posibil chiar să se prăbușească. Au fost tone de carte, da? Și în momentul în care ea a rămas la liber, s-au văzut toate fisurile, toate infiltrațiile de apă, lucrurile se vor rezolva, ca altfel, cu siguranță, exista pericolul ca în câțiva ani această clădire să prăbușească. Sediul Bibliotecii Județene Vechi de peste 100 de ani este încadrat în categoria clădirilor de patrimoniu. Va fi restaurat și transformat într-un spațiu expozițional modern, păstrându-și însă valențele arhitecturale istorice. Fondurile necesare acestui proiect sunt asigurate în cea mai mare parte dintr-o finanțare europeană. În această perioadă, Biblioteca Județeană Vasile Voiculescu funcționează într-un mall din municipiu.